Salutare, dragi elevi! Vă invit la o nouă lecție de educație moral-spirituală cu subiectul iertarea și bunătatea. Mă numesc Alina Savciuc și vă invit să descoperim valorile care îmbogățesc sufletul omului, care stau la baza unui elev bine educat. În continuare, vă propun și vă încurajez să participați activ la o discuție. Ce simțiți când cineva vă ajută? Cu siguranță simțiți încredere, acceptare, optimism și liniște. Ați fost în situația de a ierta pe cineva? Bănuiesc că ați avut astfel de situații în care a trebuit să iertați pe cineva. Cum v-ați simțit în acel moment? Probabil v-ați simțit triști, îngândurați, nedumeriți. De ce își cer oamenii iertare? V-ați dat bine seama că oamenii își cer iertare pentru a se împăca și pentru a nu purta ură unii față de alții. Ce reprezintă pentru voi iertarea? Cu siguranță, iertarea înseamnă să nu porți ură pe cel care te-a supărat, să fiți înțelegători și să răspundeți cu bunătate. De ce calități dă dovadă o persoană care poate ierta? Într-adevăr, dragi elevi, o persoană care poate ierta dă dovadă de mărinimie, bunătate, milostivenie și înțelepciune. De ce este important să ne iertăm colegii, prietenii? Cu adevărat, dragii mei, iertarea colegilor, prietenilor este importantă pentru că fiecare dintre voi poate săvârși o faptă necugetată sau poate greși față de cineva, iar iertarea vă determină să lăsați supărările și să petreceți timpul frumos împreună. Cum înțelegeți proverbul? Bunătatea este cheia de aur care deschide toate ușile. Desprindem din acest proverb că cel care are bunătate poate ajunge acolo unde își dorește. În continuare, vă propun să apreciați nivelul vostru de bunătate, răspunzând prin da sau nu la următoarele întrebări. Deseori vă ajutați prietenii? Când un coleg greșește, îl puteți ierta? Răspundeți cu bunătate la răutatea cuiva. Vă pare rău când greșiți? Vă pasă de ce simt ceilalți? Dacă ai răspuns la majoritatea întrebărilor prin da, atunci în sufletul tău se lășluiește bunătatea. Dacă în sufletul vostru s-a găsit loc pentru bunătate, vă invit să audiați povestioara Soarele și Vântul și fiți atenți pentru a putea identifica morala acesteia. Într-o bună zi, soarele și vântul se certau din cauza că fiecare dintre ei credea că este mai puternic decât celălalt. Deodată, văzând un călător pe drum, soarele îi spuse vântului: "Cred că știu cum să vedem care dintre noi doi are dreptate. Primul care reușește să-l facă pe călător să-și scoată haina va fi considerat cel mai puternic. Uite, eu mă retrag în spatele norului, începe tu."
Dornic să-i demonstreze soarelui că el este mai puternic, vântul începu cât putu de tare să sufle asupra călătorului. Însă, cu cât vântul suflă mai tare către om, cu atât mai strâns își ținu acesta haina în jurul trupului. În cele din urmă, văzând că omul își strângea haina tacticos, vântul a decis să renunțe. Atunci a ieșit soarele, i-a zâmbit cu bunătate călătorului și spre mirarea vântului s-a întâmplat ceva foarte ciudat. Călătorul își descheia haina. Soarele continua să-i trimită din plin razele sale călduroase peste călător, care găsind în curând că e prea cald pentru a merge astfel pe jos, își dezbrăcă haina. După ce omul și-a scos haina, soarele îi spuse vântului: vezi, blândețea și prietenia sunt mult mai puternice decât mânia și forța. Vântul și-a dat seama de greșeala pe care a comis-o și a învățat o lecție pe care a ținut-o minte toată viața. Vă amintiți de sarcina propusă înainte de a asculta acest text? Desprindem din acest text că sunt oameni asemeni soarelui, plini de bunătate, și oameni răutăcioși, asemeni vântului. Bunătatea va ajunge întotdeauna mai repede la inima cuiva decât forța și amenințările. Atunci când vrei ceva de la o anumită persoană, ar fi bine să fii calm, uman și bun. Oamenii vor răspunde cu bunătate la cuvintele frumoase și calde decât la strigăte. În continuare, vă îndemn să desenați un soare cu atâtea raze câte fapte bune ați reușit să faceți voi la școală. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc ca bunătatea să o păstrați în sufletul vostru, dar și să o dăruiți altora.